E prăpăd în sud-estul țării, ninsorile și viscolul s-au întors după numai două zile și au blocat din 90 de drumuri. Sute de localități sunt izolate după ce codul portocaliu de vreme a îngropat pur și simplu în zăpadă o bună parte de țară. Cu toate că au fost anunțați de pericolul la care se expun, sute de șoferi s-au aventurat la drum și au rămas din nou blocați. A fost cumplit și pentru salvatorii smurt, care au avut peste 1000 de solicitări în ultimele 24 de ore. Din păcate, pentru doi bătrâni nu au mai putut face nimic. Ați intrat în șanț, că nu era. L-a furat. A fost prăpăd azi noapte în Ialomița. Furioasă, iarna a lovit din nou cu putere în inima Bărăganului. Circulația rutieră a fost paralizată din cauza viscolului, iar zeci de mașini au rămas blocate în nămeți. Disperați, șoferii au cerut ajutor la 112. În timp ce unii au acceptat să meargă la dăpost, alții nu au vrut să-și abandoneze autoturismele și au preferat să aștepte toată noaptea în mașini. Sunteți blocat aici? De la ora 9 seara, de ieri. De mai bine de 12 ore. Am chiar 13. Și de ce? Ce v-au spus? Au fost două tiruri blocate și nu ne-au dat voie să trecem spre vizirul. Vin de la București, stau de circa 10 ore și sper să mai stau vreo 2-3, că mi-am dorit foarte mult să rămân și eu înzăpezit odată în viață, să văd dacă televiziunile astea mint când ne spun că lumea e blocată. Ați stat câte ore în mașină? Deci de ieri seară până dimineață, pe la vreo 8, am stat în mașină și a venit freza și ne-am dus. Situația este disperată și în satele din județul Brăila, greu încercați de viscolul aprig. Oamenii încearcă să-și croiască drum prin troienele înalte de 2 metri care au astupat casele și ulițele. Vai de noi! Nu mai știu cum s-o mai luat! Nici pe lângă gard nu se circulă! Așa, pe lângă gard, dar prea puțin decât aici. Vai de mine, fric, dezastru mare, vă spun sincer, că am aici un băiat care are 4 copii, aici 3, 7 nepoței care i-am, vă spun. Nici nu știu ce să le fac. Zăpada, apă, ne sete, ne crapă limba, am luat așa cât un pic, ce să facem? Viscolul a închis pentru a doua oară într-o săptămână și drumurile din județul Buzău. Codul portocaliu a paralizat traficul pe drumul european 85, care face legătura cu Moldova, spre disperarea șoferilor. A pus o mașină, da, să ne ducă. Da, trebuie să înțelegeți că e drum. Păi și ce facem? Păi ce să facem? Mormântarea e fiind tatăl nostru. E tatăl nostru mă care face mormântare. De-azi noapte, de la 4, stăm aici. Și nu ne dă drumul să plecăm deloc. Nu știm de ce, nu ne dă nicio explicație, nu... Deci să sunăm la numărul care? Nu știu. La ieșirea din Buzău spre Brăila, câteva zeci de mașini au așteptat ore bune pentru ca drumul să fie deblocat. De la ora 2, azi noapte până acum. Și s-au desfundat drumurile foarte repede, aici e jale cu autorități. Suntem plecați de ieri dimineață. Am dus persoane acolo și de azi noapte, de la ora 2, stăm aici. Deci chiar nu s-a putut băga o lamă. Lama asta e plecată de 2 ore jumate. Vântul a atins la rafală viteze de 70-80 de km la oră, iar vizibilitatea a fost redusă sub 50 de metri. Nu este de mirare că acest șofer a ajuns în șanț. Două persoane și-au pierdut viața în noaptea trecută în Galați. Trupurile înghețate ale celor doi bătrâni au fost descoperite de vecini. Am avut o solicitare în nord-estul județului, unde într-un sat o bătrână a fost găsit de o vecină fără suflare, într-o magazie. Un alt echipaj se află în municipiul Galați, unde un bărbat de circa 60 de ani a fost găsit într-o curte inconștient, fără suflare. Echipajul la fața locului, când a ajuns, a găsit pacientul în stop cardiorespirator. Bătrânul s-a stins după aproape o oră la spital și drumul care face legătura dintre Brăila și Galați a fost izolat noaptea trecută din cauza viscolului și a zăpezii depuse pe carosabil. Abia spre dimineață șoferii au reușit să pornească din nou la drum. Chiar în aceste momente, mașinile care vin dinspre Brăila au ajuns la Galați. Ele sunt însoțite de o volă, dar și de o mașină de poliție, astfel încât acestea să nu se blocheze pe șoseaua DIC care leagă cele două orașe. Probleme sunt și la trecerea cu Bacul peste Dunăre. Din această dimineață și circulația Bacurilor între județele Galați și Tulcea a fost oprită și nu din cauza sloirilor de gheață de pe Dunăre, ci din cauza faptului că toate drumurile din județul Tulcea sunt închise. Unde trebuie să ajungeți? La Tulcea. Și ce vi s-a spus de aici? Treceți cu Bacul? Nu. Încă nu le rup. Nu se știe la ce oră, nu? Trebuia să treacă acum la 10. Trebuia, da. A fost o tură cu oameni. Mașinile nu. Mașinile nu dă voie de partea aia la asta.
11 județe din sud-estul țării rămân sub atenționare de cod galben de ninsori și viscol până la ora 23.